Salut, prieteni, din nou, Ilie, bine ați venit la un nou clip de-al meu. În acest clip o să facem o ciulama de pui cu ciuperci. Avem aici piept de pui. Avem aici smântână, ceapă, ciuperci și patru căței de usturoi. O să apropii să vedeți. Și cu această ocazie îi fac și testul la camera video de la Sony, ce ați văzut-o în clipul anterior. Am pus tigaia la încălzit, am adăugat unt, după cum vedeți s-a topit. Acum adăugăm ceapa la călit. Și vom căli ceapa. Da. Ceapa s-a caramelizat. Acum adăugăm bucățelele de carne. Așteptăm să se facă și ele. Vezi ce frumos arată. Și cum am mai spus, vedeți cum filmează această cameră. Vedeți ce frumos arată. Cine dorește poate adăuga sare și piper. Cei care țin regim nu adăugați, bineînțeles. Acum vom adăuga ciupercuțele lui bunica. Le amestecăm foarte, foarte bine și pe acestea. Și le lăsăm și pe ele să se facă. Mâncarea este aproape gata. Acum, spre final, adăugăm usturoiul. Eu adaug la final usturoiul deoarece nu îmi place să fie chiar ținut călit. Îmi place un pic mai nefăcut, e mult mai aromat. După ce am adăugat usturoiul, îl lăsăm 2 minute, după care adăugăm smântâna. Priviți ce frumos arată. Miroase demențial. Mama, mama, mama. Acum vom adăuga smântâna. Noi, față de alte persoane care au obiceiul să bage făină în smântână și să facă ca un fel de rântaș. Noi nu punem, fiindcă pe mine mă freacă la stomac, mă afectează. Punem doar smântână, simplu, gustos, bio, fără să ne afecteze stomacelul. Și acum trebuie să lăsăm să se odihnească pe foc, la foc mic, mâncărica noastră. Arată și miroase demențial. Mâncarea
Mâncarea este gata. Am luat-o de pe foc. În continuare vom pregăti mămăliga. Am pus apă la fiert. Adăugăm un praf de sare. Așa. Așteptăm ca apa să înceapă să fiarbă. Vom adăuga, bineînțeles, făina de mălai. Eu am ales o făină de mălai de popșoi, de porumb, mălaiul lui Ionache. Avem aici pe îndrăgita noastră cântăreață Laura Lavric. Și cum stă ea cu mămăliga în poală, în mână. Bun, așteptăm să fiarbă apa și continuăm. Apa pentru mămăliga a început să fiarbă, după cum vedeți, la capacul de sub presiune deja iese aburi. Acum vom adăuga făina de mălai, făina de porumb. Adăugăm făina de porumb. Amestecăm foarte, foarte des mămăliga, deoarece se prinde foarte repede și se arde de fundul oalei. După cum vedeți, trebuie amestecată, învârtită, până nu se mai prinde de oală, de mărgini, de lingură. O să vedeți imediat despre ceea ce vă spun. Mămăliga este gata. Observați, sper să observați că nu se prinde de oală. O să vedeți când o întoarcem și o punem pe fund, cum se desprinde foarte ușor de pe oală. Vom răsturna mămăliga și cam asta e rețeta. Mămăliga este gata, am răsturnat-o, să vedem dacă s-a prins. Arată oala aici. Ioi, vedeți, s-a desprins tot. Frige. Avem mămăliguță. Și ciulama. Dragilor, rețeta noastră este gata. Sper să vă placă. E foarte, foarte gustoasă. Am gustat mai devreme. Miroase de mențeal. Are un gust incredibil. Și vă recomand cu drag. Dacă vă place sau v-a plăcut, merită să o încercați, iar până data viitoare, al vostru Ilie vă dorește numai bine, poftă bună, la revedere!